Bun găsit tuturor! Astăzi continuăm seria de interviuri și de povești a oamenilor de Dacia pe care i-am întâlnit în cadrul evenimentului Dacia Classic de la Constanța. Aici am descoperit o grămadă de mașini inedite și oameni a căror pasiune depășește orice imaginație. Modelul Dacia 1310 de miliție, care a fost deținut de Inspectoratul General al Miliției, instituție desființată în anul 1989, are câteva caracteristici aparte. Echipată la interior cu un amplificator de alarmare ADA-02, adică sunetul sirenei, microfoane fabricate de IEMI, întreprinderea de aparate electronice de măsură și control București, suport pentru modelul de microfoane IEMI și radiotelefon mobil RTM, fabricat tot de IEMI. La exterior, acestea aveau culoarea albastru indigo în jumătatea de jos și albă în partea de sus. Datorită crizei de la sfârșitul anilor 1980, o parte din autospecialele folosite au mai fost vopsite și în alte nuanțe de albastru. Dacia 1300 cu elemente de 1310, e unul din modelele de tranziție făcute de Dacia. Mașina e din anul 1983, a fost a bunicului meu de pe tată, cumpărată de nou în primăvara respectiv. Din 2007 a stat nemișcată în ușura din garaj pentru că bunicul era prea bătrân ca să mai conducă. Eu am vrut să o fac prima mea mașină la 18 ani, dar n-am prea avut cum atunci, n-aveam cunoștințe, nu prea știam ce se mănâncă. Tata mi-a zis că ar fi mai bine să nu mă bag acum în așa ceva, așa că tot ce am făcut a fost să strâng piese pentru ea și să cunosc comunitatea. Ok. Peste câțiva ani, mai exact 7 ani, în toamna lui 2018, am reușit cu ajutorul unui bun prieten și meseriaș foarte priceput, Vasile Archip, okay, să o repun pe picioare. Am făcut niște mici intervenții la parte din chigerie, am schimbat podul pedalier, că era compromis. Am mai pus câteva petice. La motor, din fericire, n-am umblat foarte mult, i-am schimbat doar capacul de la pompa de apă, pompa de frână. Ok. Și în rest, atenție la detalii. Interiorul l-am schimbat, calii era compromis și mașina momentan e în starea în care se vede, s-a lucrat cum s-a putut, în condiții mai mult sau mai puțin prielnice, cu ploi, cu vreme rea. Practic tot anul trecut mi l-am petrecut, tot concediu rezervat anului trecut aproape, l-am petrecut încercând să o aduc pe linie de pregătire. Și într-un final am reușit, ceva ce în 2007 mi s-a părut imposibil, a devenit acum posibil. Mașina e prezentă la întâlnirea Dacia Classic, ediția 2019, care marchează 50 de ani de la apariția modelului 1300. Vreo 300 de bucăți, 300 de bucăți, ar spune că s-ar fi produs atunci.
altceva ce să mai spun. Pentru mine are valoare sentimentală, la fel ca și cealaltă din 73, că am doi bunici, două daci. Și acum încet încet o să încerc să o tot pun la punct. Mecanic chiar sunt foarte încântat de ea. E o mașină cu patină, nu e o mașină restaurată, e o mașină la care s-a lucrat câte puțin la fiecare aspect ca să fie cât de cât prezentabilă, să fie funcțională. That the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bijuteria din imagine, pe numele său Portocala, este o Dacia 1300 în vârstă de 42 de ani, care este formată din piese exclusiv românești. Modelul Dacia 1300 este echipat cu un motor cu o capacitate cilindrică de 1289 de centimetri cubi și care dezvoltă 54 de cai putere. Datele oficiale spun că aceasta atinge o viteză maximă de 144 de km la oră și are un consum mediu de 7 litri la 100 de km. Ce este deosebit la acest autoturism al copilăriei este chiar culoarea, care conform paletei de culori Dacia se numește Portocaliu 331. Autoturismul aparține unui colecționar inimos, pe numele său Andrei Dorobanțiu, și care mai are în colecția sa două automobile Dacia Sport, denumite Albina și Sportiva. Am găsit-o, cred că după 8 luni sau ceva pe acolo de căutare, pe OLX, undeva în Sebeș, județul Alba. Tipul mai avea una adusă tot din Ungaria, una albă, și arăta și aia destul de bine, cel țin în poze, așa cum am văzut eu, dar eram oarecum hotărât să o iau pe aia de acum, că nu mai aveam răbdare, zic, hai să iau ceva, să... Și în 2-3 zile am văzut că a adus-o pe asta, albastră, bleu, așa. Și deodată când am văzut-o în poze, m-am îndrăgostit. Am zis, gata, asta e, deci nu, n-are cum să... I-am spus, i-am dat telefon, i-am spus, uite, nu mai vreau pe albă, o vreau pe asta. E nicio problemă, vii și bate-mi palma, știi cum. Nu știu, are chestia asta, adică e conservată, are toate elementele de acolo, e originală, nu știu, și la motor și peste tot unde te uiți, scrie anul fabricației, piesele din fabrică, adică nu a fost schimbat nimic. Mă rog, unele chestii le-am observat pe parcurs, după ce am luat-o și am stat și am examinat-o mai amănunțit, dar nu știu, a fost așa, dragoste la prima vedere, cum să spune, știi cum? Oameni buni, cam asta e tot ce s-a întâmplat la întâlnirea internațională Dacia Classic de la Constanța, cel puțin din punctul meu de vedere. Eu vă mulțumesc din suflet că ați rămas alături de mine până la final. De asemenea, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au fost de acord să-și spună povestea în cadrul acestui vlog. Tot ce pot să vă spun este că joia viitoare voi urca un vlog super tare în care voi merge la concursul de eleganță Sinaia cu cel mai bine conservat autoturism istoric din țară. Până atunci, orice ajutor din partea voastră contează, așa că vă rog să-mi spuneți în comentarii ce v-a plăcut și ce ați vrea să mai vedeți în cadrul vlogului, dar și să vă urez tradiționalul like, share and subscribe.